Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stăciu, sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 2, cu domnul Teodor Ștefanca, primarul comunei maramureșene Bârțana, dar invitat aici, evident, pentru tangențele pe care le-a avut cu fotbalul timișorean și cu ASE Politehnica. Rămăsesem în episodul trecut chiar la acea perioadă, ASE Politehnica, acel club înființat undeva la mijlocul, a doua jumătate, mai exact, a anilor 90, de Universitatea Politehnica, se numea Universitatea Tehnică în acel moment, dacă bine mi-amintesc, tocmai terminasem și eu facultatea atunci la mecanică, iar domnul rector Ioan Carțiș a vrut să reînvie acel spirit studențesc pe terenul de fotbal, pentru, după toate problemele existente prin 92-93, când legile de atunci ale statului român au obligat cluburile universitare să se rupă de universitățile care le înființaseră. A fost o măsură groaznică. Acea măsură va duce de altfel și la prăbușirea Politehnicii în variantă clasică. Domnule Teddy, îmi permit să vă spun așa, așa vă spuneau apropiații, am cunoscut și eu persoane din Bârțana care așa vă spuneau. Bine ne-am regăsit. Rămăsesem așadar la plecarea dumneavoastră după un tur la ASE Politehnica în Liga a treia. De altfel, la finalul acelui sezon, în vara 2002, echipa fuzionează cu AEK București. Se naște acel Politehnica AEK cu Toni Doba și așa mai departe. Bun, dumneavoastră ați plecat iarăși în Germania. Da, am plecat în Germania. A fost o decizie nu ușoară, pentru că Timișoara pentru mine este a doua casă. Aici m-am format, aici am crescut și de fiecare dată când vin la Timișoara, vin cu mare drag și bucurie și emoție. Iar faptul că astăzi mă aflu aici la Timișoara, iarăși îmi aduc aminte de momentele petrecute aici și de oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului. Oameni pe care vreau să-i salut încă o dată, să-i invit în Maramureș și în Bârțana la mine, pentru că acum eu am revenit acasă în Maramureș, și să le mulțumesc pentru toată colegialitatea, pentru toată afecțiunea care am fost primit aici și care m-au susținut în acea perioadă. Bun. Până când ați jucat fotbal, să zic, la nivel de performanță? Dacă vorbim de performanță, cea mai mare performanță a mea personală și, bineînțeles, a echipei din Bârțana a fost acel meci din 2013. Acel meci celebru, Avântul Bârțana din Liga a 4-a Maramureș, și atât 10 ani deja de atunci, Doamne ce mai trece timpul, a avut un parcurs senzațional în Cupa României, așadar din Liga a 4-a a ajuns până în 16-im. Era alt sistem decât au zăpăcit sistemul începând din acest sezon în Cupa României, cu grupe, da? Era un sistem mult mai frumos. Nu mi-amintesc că ați trecut parcă de Universitatea Cluj în acea campanie. Nu ne-am întâlnit exact cu Universitatea Cluj. Nu. În acel moment erau undeva în Liga 4-a, dar am început cu echipa din Sighet, cu Plimop Sighet. După aceea bineînțeles că jocurile le-am avut pe toate jocurile au fost acasă, pe teren propriu, pentru că eram slab clasată. Da. Deci, practic, Liga 3-a, Plimop Sighet era la momentul respectiv. După aceea a venit Unirea Dej. Apoi Unirea Dej, nu Universitatea Cluj. Cluj era în, da, Liga 1 atunci. Era în Liga 1. A fost FC Universitar Baia Mare, Liga 2. Așa, FC Maramureș Universitar, așa, o echipă care a dispărut. Așa, și Olimpia Satu Mare, bineînțeles, Liga 2 la momentul respectiv, da, iar ultima a fost Gloria Bistrița. Ei erau, practic, în Liga 2. Căzuți, dar, da, dar nu din, nu, în acel an, dar nu din, în 2013, nu din problema punctelor. Adică au fost penalizați, da, la un memoriu făcut. Au fost retrogradați în 2011 odată cu FC Timișoara, cu probleme cu licența, știu exact, așa este. Așa. Da. Deci un parcurs extraordinar pentru echipă de Liga 4-a,
Și sorții au... Pot, da, vă rog. Da, pot să vă spun că pentru mine a fost un vis. Eu am visat cu ochii deschiși la un meci împotriva echipei Steaua București. Eu, fan Steaua de mic. Și la, oarecum așa să-i spun, la apus de carieră în Germania, mă gândeam cum să fac și ce să fac ca să ajung să joc cu satul meu, cu Steaua. Nu am ajuns eu să joc la Steaua, dar să ajung să joc cu Bârsana. Probabil dacă vă spuneam asta înainte, aveați o altă părere despre mine. Dar pentru lucrul acesta m-a rugat Dumnezeu și mi-am dorit acest lucru. Iar în 2012 am revenit din Germania definitiv, mi-am construit o echipă și în 2013 am jucat cu Steaua într-un meci oficial. Da, îl rog pe colegul meu, Dani Șoștean, cel care ne asigură regia acestor emisiuni, să pregătească, avem o fotografie pe care dumneavoastră ne-ați iat-o, ne-ați pus-o la dispoziție, din acel meci celebru din 16-mile Cupei României. Vă vedem în acțiune încercând să-l blocați pe Mihai Costea, fratele mai mic al lui Florin Costea. Vorbim de Steaua din perioada, prima perioadă, primul mandat al lui Reghecamp acolo, când a pus pe picioare acea echipă foarte, foarte bună, chiar atunci, în acea toamnă, 2013, a fost ultima dată când o echipă românească a ajuns în grupele Ligii Campionilor, evident, vorbim de Steaua, iar apoi a fost anul în care a eliminat pe atunci în primăvara, la începutul acelui an, pe Ajax în Liga Europa și a jucat cu Chelsea. A fost eliminată la mare luptă de Chelsea, care era deținătoarea în titlul a Ligii Campionilor. Fotbalul românesc era mult mai puternic atunci, deși diferența deja față de vremurile frumoase era foarte mare. A fost un meci pe care mi-l amintesc foarte bine, l-am văzut la televizor, s-a jucat, dacă nu mă înșel, la Berceni, în Berceni, da, județul Ilfov. O anomalie, era normal să se joace la Bârsana, sigur că sau, da. Sau la Sighe, sau nu știu Sighe, unde, da. Dar s-a jucat la Berceni, ați acceptat să jucați, nici nu mai știu cum a fost, de fapt ați fost programați acolo, n-ați avut nimic de comentat. Ați venit cu niște suporteri foarte frumoși, mi-amintesc de niște ceterași în tribună. Nu știu dacă v-au dat voie cu celebra Horinca. După meci. După meci. După meci, da. Iar dumneavoastră aveați 38 de ani și ați jucat, erați viceprimar deja? Da. Erați și antrenorul echipei? Desigur. Erați și antrenor. Viceprimar, eram antrenorul echipei, eram capitanul echipei, după cum se vede. Așa. Și... A fost 4-0 pentru Steaua, dar evident scorul nu are nicio importanță. 4-0, 4-0 în final, 1-0 la pauză. 1-0 la pauză. Da, aceasta este o fotografie tare dragă mie, bineînțeles. Este o amintire, este un lucru pe care mi l-am dorit și l-am încă în birou la mine, în sediul primăriei, am această fotografie. A fost un meci memorabil, pentru că, cu toată modestia, am ajuns acolo eliminând de acele echipe, după cum ați relatat și noastră mai devreme. Am ajuns acolo, am muncit, bineînțeles, echipa pe care am avut-o la momentul respectiv, băieții pe care am avut și astăzi sunt o mare parte din ei, cărora vreau să le mulțumesc că mi-au îndeplinit acest vis și pentru ei a fost un lucru mare, dar în momentul în care am căzut la București cu Steaua, la tragerea la sorți, bineînțeles că Steaua a jucat după noi urma să joace cu Chelsea. În grupele Ligii Campionilor, cu siguranță ei nu puteau să facă o deplasare până în Bârsana sau Maramureș și apoi să joace cu Chelsea. Au pierdut și ei în fața celor de la Chelsea cu 4-0. Da, deci, practic, același rezultat care am pierdut noi. 1-0 la pauză. A fost un meci greu. A fost un meci foarte greu. Bineînțeles, diferența cu atât mai mare și de pregătire și de valoare. Și nu putem să spunem că Steaua a jucat cu rezervele, pentru că dacă stau să vă enumăr de unul dintre jucători... Erau jucători de echipă națională. Echipă națională. Dar am încercat să facem față jocului. Chiar spun că echipa aceea pe care a avut-o Steaua a fost practic ultima echipă importantă de club, ultima generație, să zic așa, importantă a unei echipe de club din România, pentru că de atunci vedem că ne chinuim. Bineînțeles, da. Că ne-am prezentat la București cu acea galerie frumoasă de care ați amintit și dumneavoastră. Noi, ca și jucători, am mers la stadion îmbrăcați cu
în portul nostru popular, cu clop în cap, cu cămeșă. Practic, pe lângă fotbal am vrut să promovăm și localitatea Bârsana, Maramureșul istoric, sigur. Bârsana pe care o am de mic în suflet. Bârsana, da. Am venit la Timișoara. Dumneavoastră sunteți chiar din Bârsana deloc, născut acolo. Sigur, sigur, da. Sigur. Am avut o șopor mereu cu mine. Pentru că timpul zboară, vreau să spunem că și astăzi jucați încă. Nu mai sunteți antrenor Emil Dăncuș, da? Da, antrenor, fost jucător de Liga 1. Sigur. La Bistrița? Da, da. Da. Și vreau să facem o trecere către primăria Bârsana, pe care o conduceți din 2016, iată 7 ani, al doilea mandat. Nu vom da numele partidului, că cel puțin eu sunt absolut în afara jocului politic, deși, sigur, îmi fac datoria și votez întotdeauna. Știu că sunteți foarte iubit acolo, știu de la localnici, am fost de multe ori în Bârsana, sunt locuri minunate, cei care n-ați fost, vă rog să aveți în vedere un concediu în Maramureș sau în Bucovina, de Paști sau de Crăciun, este ceva ce nu vă puteți imagina, cei care n-ați fost niciodată, să petreceți acolo aceste mari sărbători. Știu că pregătiți aveți în vedere o nouă bază sportivă, un stadion, o sală de sport în localitate. Da, așa este. Pe lângă problemele majore de infrastructură, trebuie să ne dezvoltăm și pe partea aceasta. Iar după acel episod cu Steaua, Bârsana a fost din ce în ce mai renumită și pe plan sportiv. Și bineînțeles că am reușit până la urmă, după câțiva ani și după muncă multă, să obținem o finanțare de la, prin Compania Națională de Investiții, a două obiective. Primul este sala de sport, care astăzi au început lucrările în Bursana, în acest moment, și a doilea obiectiv este bază sportivă în Bursana, cu un teren mare omologat, un teren mic pentru handbal, tenis, basket, o tribună cu 500 de locuri, nocturnă, da. Iar, bineînțeles, un sediu administrativ cu vestiare, cu sală de ședințe. Deci, practic, Bursana va beneficia de o infrastructură de sport, zic eu, modernă. Foarte frumos! Și mai am un punct pe ordinea de zi. Sunteți component al Naționalei de Fotbal a Primarilor din România, unde sunteți coleg cu un alt fotbalist, Brian Filimon, tânărul primar al comunei Cărășene, Măureni, care a jucat la ASU Politehnica, se numea pe atunci în eșaloanele inferioare, n-au trecut 10 ani de atunci. Știu că sunteți constant în această echipă, ați avut și rezultate importante. Da, ia uitați-vă cum și ce se întâmplă dacă n-am ajuns să joc la echipa națională. Iată că am ajuns să joc la echipa națională a primarilor din România. De aceea sunteți în trainingul oficial al naționalei. Astăzi avem un meci oficial, un meci amical cu selecționata Croației, a primarilor. Efectiv, suntem, România are încă din 2018 această echipă. România a participat anul trecut la campionatul european din Slovacia, unde am ocupat locul 2, deci vicecampioni europeni. Am pierdut finala cu țara gazdă, cu Slovacia. Avem o structură organizatorică prin Asociația Comunelor din România. Suntem susținuți de către Asociația Comunilor din România, suntem susținuți de către, putem să-i spunem așa, și de către Federația Română de Fotbal. Este o cinste și o onoare să reprezinți România, să joci pentru România, cu toate că ne aflăm la acest nivel. Cu siguranță, noi ne-am dorit să avem o echipă națională de primari cât mai competitivă. Avem astăzi, printre care ați spus și noastră, este vorba de Brian Filimon. E vorba de Gabi Mureșan, fostul internațional de la CFR Cluj, mijlocaș la închidere. Gabi Mureșan. El e primar în județul Mureș undeva. Da, este în comuna lui natală, în localitatea lui natală, în Napold, în județul Mureș. Este Claudiu Mihălceanu de la Giarmata, component al echipei. Giarmata, unde se și dispută meciul România-Croația, din ziua în care noi
înregistrăm acest episod. Iar selecționerul echipei naționale a primarilor din România este Dumitru Chelariu, primarul comunei Pomârla din Botoșani, un om cu suflet, el a pus bazele acestei echipe. El este în continuu contact, să spun așa, cu tot ceea ce înseamnă primari care au avut de-a face cu fotbalul, fost fotbaliști și încă suntem o echipă în formare. Ei, cu siguranță vârsta îți spune cuvântul, dar este frumos să pe lângă jocul de fotbal avem și alte activități, bineînțeles. Avem, încă o dată, repet, o structură organizatorică. Avem Liga Fotbaliștilor Primari în România. Deci, practic, primarul comunei din Caraș, primarul comunei Marga, este oarecum președintele Ligii Fotbaliștilor Primari, Nicolae Beg. Deci, practic, suntem organizați la nivel de țară, este o competiție oficială, iar anul viitor va fi campionatul european în Germania, din câte am înțeles, la Leipzig. Deci, practic, să faceți un pas față de ediția de anul trecut și să câștigați aurul. Este o organizare la nivel de Europa. Deci anul trecut în Slovacia au fost prezente Cehia, Slovacia, Moldova, România, Croația, Slovenia, Italia, Austria. Din anumite motive Ucraina nu a fost prezentă. Bineînțeles că anul viitor se anunță mult mai multe echipe, da. Franța și așa mai departe. Domnule primar, suntem la finalul acestei emisiuni. Eu vă rog și am alocat special un timp să adresați un gând timișorenilor, nu chiar, nu neapărat dacă sunt iubitori sau nu de fotbal, eu știu, fanilor poliști, ați fost unul dintre pionierii acestei structuri, ASE Politehnica, a devenit apoi ASEU Politehnica, SSU Politehnica. Să știți că pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută și în primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru această invitație și am rămas profund mirat de multe aspecte pe care le cunoașteți despre mine. Asta e meseria mea. Știu tot despre toți cei care se învârt în lumea fotbalului fără să am ochi albaștri. Cum am spus mai devreme, Timișoara este a doua casa mea. Vreau să salut pe toți timișorenii, toți bănețenii. Vreau să le transmit gânduri bune de sănătate, să fim uniți, să ținem la țara asta, să fim foarte, în primul rând, să nu ne pierdem credința și speranța în Dumnezeu, pentru că El le rânduiește pe toate. Apoi, când este vorba de Banat și de Timișoara, cu siguranță mă reîntorc cu drag aici. Vreau să-mi salut toți colegii de liceu, pentru că peste o lună voi reveni în Timișoara la acea festivitate a 75 de ani de la înființarea liceului cu program sportiv LPS Banatul. Voi fi prezent, uitați-vă, din nou în Timișoara în scurt timp. Deci, efectiv, salut pe toți cunoscuții mei, toți prietenii mei, toți colegii mei, foștii colegi de echipă și nu numai, de la Universitatea de Vest, de la Facultatea de Sport, de la Liceul Sportiv, de la Șag, localitatea care m-a adoptat, practic, pentru că acolo am locuit în perioada când evoluam la Șag. Deci, Banatul mi-a rămas și va rămâne pentru totdeauna la suflet, atâta timp cât vom fi și cu siguranță îmi doresc să revin în Timișoara din ce în ce mai mult. Da, ascultându-vă acum în aceste momente de final, mi-amintesc de filmul Pintea Viteazul și de acel Am fost și-o fi. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc! Doamne ajută! Stimați telespectatori, ne revedem luni la Istoria Fotbalului. Cum v-ați dat seama, această emisiune a fost înregistrată cu, eu știu, câteva săptămâni în urmă față de momentul în care dumneavoastră ați ajuns să o urmăriți. Să ne revedem cu bine!